51 de studenți s-au înscris în acest an la șase ediția a concursului Cea mai tare cameră de cămin din Tudor. Tinerii și-au demonstrat creativitatea și ingeniozitatea, dar au depus și eforturi financiare considerabile pentru a înfrumuseța spațiul în care vor locui în acest an universitar. Câștigătoarea din acest an a fost camera 212 din căminul T15, în care locuiește un student din anul al treilea la facultatea de mecanică. Eu am reușit să câștig acest concurs, obținând cel mai mare punctaj după voturile de pe Facebook și comisia care a punctat. Tânărul ne-a mărturisit că a lucrat câteva zile la amenajarea camerei și a reușit cu greu să obțină luna pe care a incorporat-o în designul de pe tavan. Pentru că nu a vrut să investească într-un televizor, studentul a cumpărat un videoproiector cu ajutorul căruia organizează ser de film alături de colegii din cămin. Ideea mi-a venit oarecum după ce am văzut, de deam scroll pe TikTok și am văzut în America că se folosește foarte des conceptul asta. Am căutat puțin pe internet să mi-l fac și eu, n-am găsit nicăieri, și am zis că hai că mă descurc, eu găsesc o soluție să mi-l fac. Locul al doilea a fost ocupat în acest an de Emanuel Platon, student în anul al treilea la Facultatea de Arhitectură Cantacuzino. Tânărul locuiește singur în camera 423 din Căminul Trepatului și a investit în jur de 1000 de lei pentru amenajarea spațiului. Am venit și am măsurat, am relevat m-am dus acasă, am făcut un 3D. În 3D acolo m-am hotărât ce tapet pun sau cum aranjez piesele de mobilier. Tânărul student a mărturisit că a lucrat aproximativ două săptămâni pentru a schimba camera și a fost ajutat de câteva rude cu elementele decorative. Am ales să pun două tipuri de tapet, unul simplu verde, care dă bine așa, unul mai complicat cu imprimeuri, cu La intersecția celor două tapeturi am ales să pun riflajul ăsta de lemn, texturile în care e ceva mai cald, așa, ceea ce doream. Studenții Adrian Nicolae Urdea și Robert Valentin Rotariu s-au clasat pe locul al treilea în acest an, fiind cazați în camera 224 din Căminul 7 O investiție exactă nu știm, pentru că mai investit și anul trecut și așa, dar anul ăsta am ajuns undeva la 1500, poate un pic mai bine. Studenții ne-au mărturisit că sunt foarte buni prieteni și că au lucrat din greu o săptămână pentru a amenaja camera. A fost bine, oricum noi ne înțelegem foarte bine, nu avem probleme de genul, plus că am mai avut și prieteni care ne au ajutat și au contribuit la cameră. Juriul a fost format din studenți și reprezentanții Universității Tuiași care au evaluat camerele din cămin intrate în competiție în funcție de creativitatea menajării și ingeniozității. Cea mai tare cameră de cămin a venit cu clasicele premii. Câștigătorul locului întâi de pe podium câștigă cazare gratuită, vedem, până la finalul anului universitar. Uh, studenții care s-au clas clasat pe locul al doilea, cazare gratuită până în luna mai și locul al treilea, cazare gratuită până la finalul primului semestru de studiu, plus la care adăugăm uh, în acest an, 18 mențiuni, camere foarte frumoase, care vor primi o lună gratuită de cazare din partea, din partea universității noastre. Competiția a fost una foarte strânsă. Diferența între locul al doilea și locul al treilea fiind foarte mică, de doar 0,14 puncte din maximum de 25 posibile.